Narcis, norocoasă CFR-ul, mă refer legat de faptul că va întâlni pe Cups o echipă cumva facilă în play-off. Păi da, de data asta norocoasă, data trecută ghinionistă, important ca ei să se prezinte la fel, să meargă mai departe. Din ce se vede așa, probabil vom avea o echipă în grupe, dar e un pas care la fel de bine analizat și pregătit, pentru că atunci când joci cu o miză foarte mare pe masă și ceea ce privește partea sportivă, dar și financiară, e foarte, cum să zic eu, ar însemna să fii amator, să nu, da, să nu tratezi cu maximă seriozitate. Și nu există riscul ăsta la CFR, trebuie să recunoaștem. Adică ei știu să, ei pregătesc meciuri importante și atunci când poate nu e cazul să-ți faci atât de multe probleme. Așa că păi nu asta înseamnă să fii cu adevărat profesionist, Narcis, de fapt? Poftim? Nu asta înseamnă, de fapt, să fii cu adevărat profesionist, să pregătești toate meciurile foarte bine? Exact. Eu cred că ne-am obișnuit cu ei ca un comportament de echipă europeană. Sigur, la nivelul bugetului din România, că un buget de 10 milioane... Hai că n-are buget de 10 milioane CFR, eu știu că are mai mult, Narcis. Nu, 10-12 milioane, nu are mai mult. Bine, merg pe mâna ta, că știu că ești foarte bine informat în zona CFR-ului. Știu sigur, cam pe acolo se află, nu depășește 12 milioane. În condițiile astea, îți dai seama că sunt echipe mult mai potente de punct de vedere financiar. Dacă te calibrezi foarte bine, reușești să scoți maximul și uneori să depășești și calculele hârtie, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când au depășit echipe cu bugete de 5 ori mai mari. E adevărat. E un dezastru financiar pentru FCSB faptul că nu atinge grupele? Păi, dezastru, nu știu, poate e dur cuvântul, dar fără îndoială este un eșec, pentru că știm cu toții, și cei care am lucrat acolo și cei care, eu știu, văd de pe o poziție neutră, că la FCSB, ținând cont de faptul că au un buget foarte mare, se apropie de cel de la CFR, anul acesta a scăzut, pentru că a scăzut un pic fondul de salarii, atunci când îți faci o planificare financiară cu ce venituri o să ai, fără îndoială pui și în castele din UEFA, dacă nu le-ai adăugat, trebuie să vii cu bani de acasă, pentru că fondul de salarii și cheltuielile acestui club cu o academie de mare anvergură costă foarte mult. Și din drepturile TV din Liga 1, chiar și din încasările de la bilete, dar nu e cazul în această perioadă, nu te acoperi bugetul. În condițiile astea presiunea este foarte mare. Și amintiți-vă câți antrenori s-au schimbat după insuccese din cupele europene, pentru că presiunea este foarte mare să bifezi acele venituri. E vorba de câteva milioane. Ei, în condițiile în care nu le-ai bifat, cineva trebuie să aducă bani. Și atunci, clar că creează dezechilibre. Din fericire, ei au un lot de jucători vandabil și eu cred că e relativ ușor să se echilibreze. Adică e ușor să dea un jucător, să zicem, pe an. La sumele... A, înțeleg ce aici. Adică, ok, n-au mers în grupe, hai că vând repede un jucător, se echilibrează. Da. E o procedură care se practică și la echipele foarte mari. Deci e ceva normal. Important, ai ceva vandabil. Adică, din fericire, este o echipă care are ce să vândă. Din partea cealaltă, la CFR, e altfel structurată echipa și nu găsești atât de ușor jucători care să te aducă mulți bani. Aici, Narcis, la Craiova, dar acum, pentru că rechinii simt mirosul sângelui și... știu că Steaua are nevoie să-și crească bugetul. Nu o să mai ofere acea sumă pentru Denis Mann și pentru Coman, pe care ar oferi-o în mod normal dacă Steaua ar fi mers în grupele Europa League. Pentru că știu că, Gigi Vindec are nevoie de bani ca să susțină clubul. Știi? Și atunci... Da, e foarte corect. Astea sunt regulile jocului. Ai bifat calificarea, cel poți mai să cer mult mai mult. Da. Nu, n-ai bifat, trebuie să... Să l-ai de presă. Și să analizezi... pentru că și în analiza, eu știu, cluburilor mari de afară, intră mai mulți parametri. Vârstă, performanțele interne, performanțele la nivel internațional și performanțele de cupele europene. Dacă ai tăiat un parametru, s-ar putea să trebuiască să tai și din bani. Acum, depinde de resursele lui Gigi Becali, pentru că una e să fie un club care e la marginea prăpastiei sau unul poate are resurse
nelimitate și atunci e mai simplu să se joace în continuare cu ofertele, chiar dacă echipa nu merge perfect. E adevărat. Narcis, voiam să te întreb, dintre copiii ăștia tineri pe care i-ai văzut aseară, cine ți-a plăcut în mod special? Și uite, eu îți dau un exemplu să-mi spui ce părere ai de el, Perianu. Păi, Perianu este arhicunoscut deja. Bine, eu am privilegiu pentru că am lucrat cu el și îl știam bine din Academie. Dar este de lăudat la el pentru că reușește să facă pasul ăla. Pasul acesta e important pentru că frecvent spunem de jucători tineri de 15, 16 ani, 17 ani, că sunt foarte, foarte talentați, dar exact pasul ăla, podul ăla dintre 17 și 19 ani, acolo mulți dintre ei nu reușesc să-l facă cum trebuie. Și din cauza lor și din cauza noastră, a celor care gestionăm traseul lor, dar el l-a făcut. Se pare că l-a făcut și iată că pandemia asta aduce și câștiguri pe planul acesta. Sunt mai mulți băieți tineri acolo și... Ce zici de Gabi Simion, Narcis? Da, nu, dar repet, sunt mai mulți jucători buni. Din nefericire, eu partida de seară n-am văzut-o pentru că n-a reușit să prind postul și m-am uitat la CFR cu... la CFR și m-am uitat apoi și la Bayern München, bineînțeles, dar foarte curios să văd cum au jucat. Dar repet, sunt jucători cu care am lucrat, deci nu, pentru mine nu e o surpriză. Mie mi s-a părut foarte maturi, zic ce am văzut. Da. Au prins încredere, uite că sunt deja la 2-lea, 3-lea, 4-lea meci și atunci ei prind încredere. Pentru că Gabi Simion a fost foarte agresiv, a fost foarte exact la mijlocul terenului, foarte matur a fost. Și, de asta și eram curios să știu părerea ta, să-l urmărești că o să-ți placă, cu siguranță. Sigur că da. Și e umulație pentru toată Academia, că îți dai seama, acolo vin cu mari speranțe, mulți jucători împreună cu părinții lor să ajungă mari fotbaliști. Și de multe ori văd așa o poartă greu de deschis, poarta echipei mari. Dar uite că pandemia asta a deschis niște perspective care avantajează pe cei tineri. E adevărat.